În etapa a 10-a din returul Ligii 1 la fotbal, Pandurii Târgu Jiu va întâlni Săgeata Năvodari. Antrenorul Cristi Pustai nu subestimează echipa din Constanța, chiar dacă Pandurii au învins în tur. Situația din subsolul clasamentului este destul de complicată. Orice meci cu aceste trei echipe este greu, are conotații diferite. Dacă noi gândim să ajungem din nou în Europa, echipele cu care jucăm trebuie să se gândească să rămână în Liga 1. Pandurii nu vor numai să obțină o victorie la Constanța, ci și să lege două meciuri fără gol primit după scorul de 1-0 din meciul cu Gazmetan Mediaș. Echipa lui Pustai trebuie să obțină 24 de puncte pentru a avea șanse la un loc în Europa League. Important ar fi în următoarele 8 etape să facem 24 de puncte. Ar fi foarte important și bine și poate am fi în Europa. Meciul cu Săgeata Năvodari se va disputa duminică de la ora 17 pe stadionul Farul din Constanța.